Săptămâna viitoare o să filmăm un clip. Sahara se numește, Alex Velea, fit Antonia și Lino. Este o piesă de vară. Wow, știi de ce am spus, da? Ne bucurăm dacă ați reacționat așa doar la auzul colaborării. Sper să vă placă și piesa foarte, foarte mult. Nu te mai uita așa, te rog frumos, de aia că e combinată. Chiar dacă ești mic, nu contează. Glumesc. Vă mulțumim frumos pentru energia voastră, vă mulțumim că ne lăsați să fim ceea ce suntem noi, vă mulțumim că ne dați prilejul să vă cântăm sufletele, pentru că noi asta știm să facem. Ne place să performăm, ne place să compunem, facem muzică, ne place să dansăm și facem asta evident pentru noi, dar și pentru voi. Mulțumim frumos! Bravo! Haide și cu prăjitura, dacă vrei și eu toma... frumos că sunt la dietă! Wow! Ia spune, Antonia! Am glumit! Haide! Asta e prăjitura. E prăjitura voastră, da? Este o prăjitură din două bucățele, una este ceva mai înaltă, probabil nu sunt eu. Și... tare asta. O, ce vrei să mâncăm acum? Nu, chiar acum. Eu mă mozonesc, așa sunt eu. O să vă aștepte jos cu prăjitura, pentru că mai avem puțin de povestit cu voi. Vreau să te întreb cum l-ai cunoscut pe Alex, ce te-a impresionat. Am crezut că sunt ceva mai înalt, dar după aia am coborât de pe scenă. Hai spune cum a fost, muzical sau te-ai îndrăgostit și pe urmă și muzical? Știa că sunt un tip deosebit și... Da, nu, da, de zile aia, oricum, e rușine. Înainte, da, când lasă-l eu. Nu te mai da așa. Auleu, să nu cădem. Lasă-l da, să te țin puțin aici. Așa, te rog. Da, zi și? Chestiile au de curs foarte natural, atât pot să vă spun. El m-a cucerit, este un om cu un suflet foarte, foarte frumos. Da, tu. Așa joc eu, sunt un nebun, un actor născut. Și un tată foarte bun și îți mulțumesc că mă ajuți. Contează foarte, foarte mult. O să mă trăim și o să încep cu vorbele astea, o să plâng. Acum am ochelari, mă abțin, te mai ajut. Da, ai ochelari, să te vadă lumea că plângi. Mă uit picior peste picior, că sunt obosit. Alba, urmează un super concert, Marco Antonia. Înainte de chestia asta, haide să cântăm ceva, un refren, împreună. Hai să cântăm ceva. Iubirea mea? Iubirea mea? Hai. Dar cum, începem amândoi? Da. Ajungă iubirea mea oriunde te-ai aflat, de câte ori soarele dispare, de-a câtea ori zică. Vreau să ajungă iubirea mea oriunde te-ai aflat, câte ori soarele dispare, de câte ori zic că te vreau. Băi, un cuplu extraordinar, haideți să-i aplaudăm încă o dată. Ia uite ce frumos să iubesc! Foarte, foarte! Nu, mai devreme m-a bătut în culise, o să dau o judecată. Nu, dar ai auzit ce a spus mai devreme puțin, că ești un tată extraordinar. Și ai trecut foarte rapid peste chestia asta. Ce vrei să spun în fața unui asemenea public? La un așa compliment trebuia să reacționezi altfel, Alex. Hai. Mersi frumos, da, nu. E adevărat, sunt un super tătic, sunt un drăguț, un simpatic și un deosebit. Alex Velea, rip tinerețe și dansă într-un cuvânt, Velea. Alex, spune-ne, în afară de Antonia, colaborările tale muzicale cu artiști din România, sau artiști de afară, ce ți-ai noi, noi la Golden Boy Society colaborăm destul de des între noi. Adică asta e formula Lino Golden, Mario Fresh, Alex Velea, Rashid. Aplauze, ați auzit? Lino e de-a lor. Sunt foarte fericit de ce ni se întâmplă acum. Îi mulțumim lui Dumnezeu, ne simțim binecuvântați, ne simțim norocoși că putem să facem ceea ce ne place cel mai mult. Mă întrebai de artiști. Nu să colaborăm cu toți. Ca să nu te întreb de difuzări de pe radio, care... acolo e destul de greu cu... De obicei noi colaborăm cu prieteni, știi? Adică trebuie să rezonăm și ca ființe, ca oameni, nu doar ca artiști, ca muzicieni. Și pe Antonia, cu cineva de afară, cu cine ai? Ți-ai dori așa, din state? Tarcan. Din state? Vă plictisim, serios, că eu încerc să aș vrea să zic ceva interesant. Dar nu știu ce. Cu cine mai? Mi-a plăcut să fac o piesă cu Cardi B. De ce nu? Bine, Amigos. Bine. Bine, sunt de aici, de la Segar, cea de la noi. Nu e problemă, îi sunăm. Tu cu cine? Eu sau ea? Distrau mai mult. Foarte tare, ne pregătim de... Mamă, ce bate! Cine? Ne pregătim de Antonia. În această seară, la Alba Fest 2018, ne pregătim cu palmele să s-o întâmpină pe...
Antonia! Mulțumim, Alex Velea, mulțumim, Antonia!